Salutare și bine v-am găsit la un episod din Mountain Blade Warband. Astăzi va trebui să ne continuăm aventura. Avem, după cum știți, două questuri de îndeplinit. Să ne uităm, trebuie să găsim niște bandiți pe lângă Reyvadin. Ok. Nu văd bandiții prin zonă. Fiind bandiți de pădure, mă aștept să fie pe undeva pe lângă pădure. Oamenii mei nu au nimic de mâncare, deci va trebui să mă ocup de câteva chestii. Trebuie să-i hrănim. Ok. Nu știu unde aș putea găsi bandiții. Ăștia sunt niște lutări amărâți. Ok, îi atacăm pe băieții ăștia. De asemenea, nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like. Asta mă ajută enorm și cu cât faci mai multe like-uri, cu atât vei păstra mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Din păcate, cred că în armata asta nu am teribil de mulți arcași. Ok, infanteria va ataca. Arcașii vor rămâne pe loc. Cavaleria va veni cu mine. Așa, iar acum atacă și cavaleria. Bun. Oamenii mei chiar fac o treabă bună. Victoria cred că ne aparține. Mai este pe acolo un inamic care fugise. Și cred că mai este un inamic care fuge. Sau cine știe ce face pe aici. A, nu a putut să treacă de piatră. Super. Păi, în general, am înfrânt armata dinamică. Ceea ce este absolut grozav. Ne promovăm anumite trupe. Swadian Footman. Voi avea nevoie de trupe de genul Man at Arms. Hai să nu mai fie prima unitate de pe câmpul de luptă. Voi avea nevoie de arcași. Voi avea nevoie și de recruți. Băieții ăștia vor fi și ei prin zonă. Și cred că trupele mele sunt în momentul ăsta pregătite pentru orice.
Ok, nu prea văd bandiți prin zonă. Destul de neplăcut faptul că nu-i pot găsi pe băieții ăștia. Să ne uităm, mai avem pe aici un quest. Voi merge și îl voi îndeplini. Trebuie să găsesc un bandit pe undeva prin zonă. Bun. Se ascunde pe undeva pe aici. Probabil prin spatele unei case. Ne mișcăm pe aici prin zonă și cred că îl voi găsi. Adică, să fim serioși, unde ar putea să se ducă? Ok, ce face? Fuge. Îl bat cu piciorul. Super. Să mă uit pe aici. Poate o să găsesc o armă interesantă la un preț decent. Nu prea găsesc sulițe. Ce este neplăcut. Bandiți de tundră. Ok, vom ataca. Nu reprezintă un pericol. Sunt super puțini, dar până la urmă nu cred că va strica o luptă de genul. Cavaleria va veni cu mine. Arcașii vor trece aici. Ia să-i atacăm. Ceva de genul. Și cred că lupta se va încheia super curând. Da, se pare că s-a încheiat. Și se pare că am făcut rost de o lance. Nu este neapărat o lance bună. Dar o lance este o lance indiferent de condiția ei. Să ne mai uităm pe aici ce o să mai găsim. Poate voi găsi pe undeva o lance decentă. O suliță de război strâmbă, dar nicio lance. Uite, chestia asta mă supără. Prefer și eu o anumită armă. Și nu o găsesc pe nicăieri.
Totuși, cred că este momentul ideal să mai dezvolt puțin personajul. Spotting. S-ar putea să mă ajute să văd la distanță. Unde voi găsi eu lootării? Mă plimb pe aici de nebun. Ok, asta o să fie o provocare. Chiar nu știu unde îi pot găsi pe băieții. Dar cred că am o oarecare idee și putea să mă fac mercenar pe aici. Ok, se pare că avem aici câteva informații interesante. Ok, aș putea să-l ajut pe băiatul ăsta să-și recupereze tronul. Ok, probabil vom face ceva de genul. Nu acum, din păcate, pentru că momentan nu avem susținerea necesară, iar trupele nu cred că o să ne recunoască teribil de rapid ca un general demn de urmat. Totuși, cred că vom putea începe cu task-ul ăsta. Va trebui să mai câștigăm multe, multe lupte încât să ne crească renumele. Dar, din păcate, cred că aici o să ne oprim și noi cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!